Stimați prieteni, vă invit la cea de a 30-a ediție a analizelor economice. Este un proiect comun IRIS Viitor împreună cu Privesc EU. Ne puteți urmări toate celelalte ediții fie pe pagina oficială IRIS Viitor, fie pe pagina Privesc EU sau pe pagina mea ioniță.md. Dacă dați în dreapta acolo vedeți analize economice și acum puteți vedea atât emisiunea de astăzi cât și celelalte precedente. Astăzi aș vrea să vorbesc despre un subiect care este subiect de discuție ultimul timp și există și motiv de ce să fie subiect de discuție, și anume prețul apartamente, în special la municipiul Chișinău, în special apartamentele noi, care în ultimul an a cunoscut cea mai mare creștere din ultimii 13 ani. Ultima dată apartamentele în Moldova s-au scumpit doar în anul 2008 cu așa ritme. După aceasta vă reamintesc că am avut o perioadă de scădere continuă timp de 10 ani de zile. Din 2019 avem o ușoară creștere la apartamentele noi, apartamentele vechi au mai stagnat, iar anul acesta avem o creștere, să zicem așa, destul de importantă apartamentelor și lucru care trebuie analizat, discutat, să vedem ce se întâmplă și ce va mai fi. Datele pe care le utilizez eu în ceea ce vă prezint sunt o comasare a două tipuri de date. Pe de o parte sunt datele la diverse agenții imobiliare, iar pe de altă parte Banca Națională cu multă amabilitate, deja al doilea an consecutiv, face analiza piețelor imobiliare, unde oferă indici de creștere a prețurilor pentru piața apartamentelor noi, piața secundară, precum și un indice agregat. Utilizând toate aceste date, vin cu niște analize estimativ, este evident că foarte greu poți să dai cifra exactă, dar ce opțiune ne permite să ne dăm seama ce se întâmplă în Republica Moldova. Deci primul lucru care trebuie să-l spunem foarte clar este că în acest an, după 13 ani de zile, când accesibilitatea apartamentelor a fost din 5 mai bună pentru cetățenii noștri, în acest an avem primul an când noi cumpărăm mai greu apartamente decât o an în urmă. Ce înseamnă accesibilitate? Este un indicator sintetic pe care l-am promovat în spațiu public acum câțiva ani de zile și ca să fie mai clar, spunem în felul următor. De câți ani de lucru, câți ani de zile trebuie să lucreze un cetățean al Republicii Moldova pentru ca să-și poată permite să cumpere un apartament de 70 de metri pătrați în municipiul Chișinău. De ce folosim municipiul Chișinău? După, în opinia noastră, este cea mai mare piață. În prezent, 80% din toate tranzacțiile cu apartamentele au loc în municipiul Chișinău. Casele individuale este o piață micuță specifică, noi nu o examinăm. Iar de ce am luat 70 de metri pătrați? Deoarece acest indicator este utilizat și în alte țări și atunci când vrem să comparăm Republica Moldova cu alte țări, ne este ușor să facem această comparație. Haideți să ne uităm la primul grafic. Dacă vedeți foarte bine, în anul 2006, în Republica Moldova, ca să procuri un apartament de 70 de metri pătrați, îți trebuia să muncești 36,4 ani. După aceasta, datorită faptului că din 2007, 2008, 2009, salariile recalculate în euro, de ce calculăm în euro? Din simplu motiv că știți foarte bine, apartamente în Republica Moldova se cumpără în euro, chiar dacă se procură în lei, ei totdeauna sunt listate în euro, deci e cel mai bine este să calculăm salariul în Republica Moldova în euro. Chiar în ultimii ani noi avem o creștere substanțială a salariului în lei, însă un curs valutar stabil, ceea ce ne-a dus că salariul în euro în Republica Moldova a crescut destul de puternic. Mai târziu voi vă arăta un grafic și tot o cifră destul de interesantă care sper că vă trezi curiozitatea. Deci, dacă în anul 2007 noi trebuia să lucrăm 2006-2007, trebuie să lucrăm 36,4 ani pentru procurarea unui apartament de 70 de metri pătrați, atunci în anul 2020 capacitatea noastră de plată a crescut continuu, prețul apartamente a scăzut, în anul 2019-2020 au crescut apartamentele, prețul apartamentele nesubstanțial la apartamentele noi, în schimb cele vechi, prețul a rămas practic neschimbat sau chiar cu o ușoară scădere, deci în mediu cetățenii noștri în 2020 trebuiau să lucreze deja 8,5 ani pentru procurarea unui apartament de 70 de metri pătrați în municipiul Chișinău, fie nou, fie din mâna a doua. Această cifră este aproximativ comparabilă cu cifrele din Europa, unde acest indicator variază de la 5-6 ani până la 10-12 ani. Deci noi ne-am situat undeva aproape de media europeană. Însă în acest an vedem că efortul financiar pentru procurarea unui apartament după 13 ani din bunătățirea acestui indicator s-a înrăutățit și noi deja trebuie să lucrăm 9,5 ani sau cu un an mai mult decât trebuia anul trecut. De ce s-a întâmplat acest lucru? Din simplu motiv că salariul nostru în euro a crescut,
Însă prețurile la apartamente au crescut cu mult mai rapid decât a crescut salariul nostru. Pentru comparație, prețul la apartamentele noi în acest an au crescut, într-un an de zile, au crescut cu peste 28%. Deci este o creștere care nu s-a mai pomenit ani de zile în Republica Moldova. Deci, după cum am spus, puterea noastră de comparare este legată de cât costă un apartament și cât ce salariu avem noi. Pentru a înțelege mai bine acest lucru, următorul grafic, eu dau care este prețul unui apartament mediu în municipiul Chișinău de 70 metri pătrați. În anul 2008, în cel mai înalt nivel, în trimestrul 4, când noi am ajuns, piața a ajuns la cel mai ridicat nivel, un apartament din municipiul Chișinău, la acea perioadă, costa aproape 61.000 de euro. După aceasta am avut o scădere continuă până în 2018-2019, dacă observați, în 2018 și pentru un apartament în mediu trebuia să dai 38.000 de euro. La sfârșitul anului trecut deja era 42.000 de euro și dreptul este o creștere nu prea mare, timp de 2 ani de zile a crescut cu 4.000 de euro. În acest an, în trimestrul 3, deja un apartament cu de 70 de metri pătrați, în Chișinău în mediu costă 50.000 de euro. Deci în 9 luni ale acestui an, prețul unui apartament în municipiul Chișinău a crescut cu 8.000 de euro. Deci este o creștere semnificativă, mai mult a fost doar în perioada 2008. Salariu. Deci, haideți să spunem așa, un cap de știre ar fi că pentru prima dată în trimestrul 3 al anului 2021, salariul mediu anual în Republica Moldova a trecut de 5.000 de euro. Dacă vă uitați atent, până în anul 2016 salariul nostru a fost de fapt pe o linie dreaptă de 2.800 de euro, deci 2.600-2.800 timp de 6 ani de zile practic a stat neschimbat. Din 2017, datorită faptului că salariul în Republica Moldova a crescut semnificativ, calculat în lei, chiar în acest an deja avem o creștere destul de puternică. În trimestrul 3, încă nu avem datele oficiale, dar estimăm că salariul este mai mult de 9.600 de lei media lunară. Drept rezultat, noi avem un salariu mediu anual de peste 5.000 de euro, și anume 5.073 de euro. Deci noi avem o creștere salarială în acest an cu 150 de euro comparativ cu anul trecut, până la sfârșitul anului, cred că vom avea cel puțin 170-180 de euro creșterea. În schimb, apartamentele au crescut cu mult mai mult. Din acest motiv, accesibilitatea sau accesul cetățeanului nostru la apartamente a devenit mai grea decât anul trecut, dar oricum, estimăm că în acest an, sperăm că vom obține date la cadastru, din cauza că serviciul nostru, Agenția de Servicii Publice, a modificat modul de prezentare a datelor, prezent acum în alt format, dar noi am făcut o solicitare oficială ca să primim datele în formatul tradițional pe care noi îl cunoșteam până acum. Cred că în termen foarte scurt vom primi aceste date și vom da cifrele exacte, dar noi presupunem că în acest an în Republica Moldova va fi cel mai mare număr de tranzacții cu apartamente din toată istoria noastră, deci vom avea, cred că, în jur de 29 sau poate chiar aproape 30.000 de apartamente față de recordul precedent, ceva mai puțin de 29.000 de apartamente. Deci se vând foarte mult, chiar dacă prețurile au crescut. Dar acum haideți să ne uităm la prețuri. Dacă vedeți, până în anul 2009, prețul apartamente în Republica Moldova mai mult sau mai puțin erau aproape egale la apartamentele noi și la apartamentele vechi. Mai mult ca atât, cei care țineți minte, în anul 2007-2008 apartamentele noi chiar erau mai ieftine decât apartamentele vechi. Este greu acum să dăm estimările exacte, dar cred că într-un viitor apropiat vom îmbunătăți acest grafic unde veți vedea că de fapt apartamentele noi chiar erau mai ieftine. Această tendință s-a păstrat relativ constant până în anul 2016-2017, deci cauza că ele pur și simplu se ieftineau toate. Și aici foarte multă lume mă întreabă, dar de ce la noi scumpesc, dar în alte țări nu scumpesc apartamentele? Printre altele, noi avem acum multe țări în curs de dezvoltare unde se scumpesc apartamentele, dar trebuie să facem o clarificare care, dacă nu o înțelegem, ne va fi foarte greu să dăm apreciere ce se întâmplă în Moldova. După criza mondială din domeniul imobiliar, care mulți ați uitat-o din 2008, apartamentele în majoritatea țărilor lumii au căzut semnificativ, însă piața s-a restabilit după 2-3 ani de zile. În Republica Moldova situația a fost cu mult mai proastă din punct de vedere a companiilor de construcție și cu mult mai bună din punct de vedere a cetățeanului, deoarece la noi prețurile au scăzut timp de 10 ani.
Dacă în alte țări ale lumii prețurile au scăzut 2-3 ani de zile, la noi prețurile au scăzut 10 ani de zile. Observați atent, în 2008 până în 2018 noi am avut o scădere continuă a prețurilor. Apoi am avut o stabilizare 2018 și 2019 și doar din 2019 la apartamentele noi, iar la apartamentele vechi din 2020, noi asistăm la o creștere de prețuri. Corect, din punct de vedere economic, trebuie să spunem că în Moldova nu cresc prețurile la apartamente. În Moldova prețurile se restabilesc. Ce înseamnă lucrul acesta? Noi doar ne întoarcem la nivelul care a fost până în 2008. Din acest motiv, în opinia mea, la noi prețul vor continua să crească, poate nu cu viteza care a fost, deja simțim o încetinire a creșterii de prețuri. Dacă am avut anul trecut într-un trimestru creștere de 12%, anul acesta am avut de 5% într-un trimestru, în trimestru 3 deja avem ceva mai mult de 3%. Deci, cumva, ritmul de creștere a scăzut, dar oricum vom asista la o creștere a prețurilor. Asta este primul lucru care se întâmplă. A doilea, avem deja o segmentare a pieței. Dacă vă uitați atent, avem deja o diferență de 33% dintre apartamentele noi și apartamentele vechi. Deci dacă în trecut oamenii practic erau prețurile acelea și acum noi vedem cum piața se segmentează. O parte din oameni, cam 25% din cetățeni, preferă, doresc și pot, că acum cred că toți ar prefera apartamente noi, dar trebuie să mai poți, cetățenii noștri procură apartamente noi în proporție de 25%, unde prețurile deja sunt cu mult mai mari. Deci diferența de preț, dacă vă uitați atent în grafic, se accentuează pe timp ce trece și dacă vom face o analiză la începutul anului viitor, veți vedea că diferența va crește și mai mult. Nu m-aș mira dacă într-o perspectivă de 2-3 ani de zile, la noi diferența dintre piața secundară și piața primară va fi de 2 ori. Altfel spus, prețurile apartamentele noi vor fi de 2 ori mai scumpe decât prețurile apartamentele de mâna a doua. Dar oricum și piața imobiliară secundară prețurile cresc, însă sunt două elemente care mă face să cred că prețul vor continua să crească. Sunt, de fapt, nu două, dar chiar mai multe. Primul, oricum puterea de cumpărare în prezent a populației este cu mult mai mare. Amintiți-vă că omul nostru trebuia să lucreze cândva 36 de ani de zile pentru a procura un apartament, iar acum este 8-5 ani, 9-5, acum chiar dacă ne dedicăm la 10 ani de zile, oricum este cu mult mai ușor să procuri decât acum 15 ani. Doi, nu uităm că noi încă n-am ajuns la prețurile care au fost cândva în Republica Moldova, deci noi deja nu știu ce înseamnă să cumperi cu 900 de euro metru pătrat în mediu pe piață. Să nu uităm că cele noi în prezent sunt și mai scumpe, în schimb cele vechi oricum sunt cu mult mai ieftine. Și trei, instrumentele financiare care în 2008 pur și simplu nu era 2009. În prezent, și asta vă arăta la final, cetățenii noștri foarte ușor pot accesa credite și în acest an avem un record absolut la tot ce înseamnă credite imobiliare. Dar să mergem mai departe. Deci concluzia este clară. Apartamentele se scumpesc, apartamentele vor continua să scumpească însă cu un ritm cu mult mai micuț și va crește diferența dintre apartamentele noi și apartamentele vechi. Va fi din ce în ce mai greu să procuri apartamente noi și din ce în ce mai ușor să procuri apartamente vechi. Dar aș vrea acum să mă întorc la apartamentele noi. Deci chiar dacă ele sunt doar 25% din piață, dar cred că asta este extrem de important din câteva motive. Noi știm cum se dezvoltă piața imobiliară, noi știm care este oferta pe piața imobiliară, plus apartamentele noi ne permite să facem o perspectivă, să vedem cum s-au vândut ele și cum, care a fost prețul lor și accesibilitatea lor în istoria Republicii Moldova, am luat pentru 50 de ani. Deci veți vedea care este perspectiva noastră în ultimii 50 de ani. Dacă ne uităm atent, un apartament nou, deci l-am luat cu varianta în alb, să nu uităm că un apartament nou, finisat, costă cel puțin cu 20-25% mai scump, deci este un apartament nou în varianta în alb. De ce spun lucrul acesta? Că mai departe voi vorbești cu apartamente noi finisate. În anul 2008 trebuia să dai 900 de euro, în anul 2020 am scăzut la 702 euro, deci era cu mult mai ieftin, iar acum noi în acest an, cel mai probabil în trimestru 4, vom ajunge la nivelul anului 2008. Deci după o cădere de peste 10 ani de zile, noi acum destul de rapid ne restabilim și apartamentele noi, cred că în trimestru 4, în acest an, vom ajunge la maxima istorică, care încă o dată, repet, a fost în 2008. Iar acum să vedem care a fost, din perspectiva istorică, din ultimii 50 de ani, accesibilitatea apartamentului. Am făcut un alt exercițiu, doar pe scurt voi spune în felul următor. Am luat și am calculat cât costă un apartament finisat. Din ce cauza nu a finisat? Deoarece în timpul Uniunii Sovietice nu se vindeau apartamente varianta în alb. Și am luat analiza pentru 50 de ani. Ce înseamnă 50 de ani? Din anul 1970 până în prezent. Mulți acum vor întreba, domnule, dar ce în anul 1970 apartamentele se cumpărau? Da,
Cât n-ar fi de straniu, cei care nu-l cunoașteți, în Uniunea Sovietică, în Republica Moldova, nimeni nu primea apartament pe gratis. Cum adică nu primeau? Răspunsul este foarte simplu. Deci oamenii aveau două oportunități. Prima oportunitate, să procure apartament pe bani proprii și atunci undeva 40% din toate apartamentele care s-au construit în municipiul Chișinău din anul 70 până 90, 40% erau procurate de cetățeni din banii proprii. Omul trebuia să aloce undeva 10 salarii anuale pentru ca să-și poată cumpăra un apartament de 70 de metri pătrați. Cei care vor să intereseze, cel mai probabil vor publica cifrele în rubli sovietici cât costa un metru pătrat de apartament. Și aici fiți atent. Uniunea Sovietică nu dau apartamente pe gratis, cât în fel de straniu, toate apartamentele care au primit oameni au fost vândute de către deja statul independent Republica Moldova în anul 93, 94, 95, când a avut loc privatizarea apartamentelor. Deci în timpul Uniunii Sovietici tu sau primeai un apartament, sau puteai procura la un preț care este echivalentul la 10 salarii, sau primeai apartamentul de serviciu, fie de la municipiu, doar un număr micus de oameni, artiști, oameni de cultură, primeau apartamente, într-adevăr, în proprietate, restul nu erau proprietari. Oamenii noștri au devenit proprietari apartamentele atunci când au avut posibilitatea, după ce Republica Moldova a devenit independentă, să le procure. Scurt pe doi, Uniunea Sovietică niciodată nu a dat apartamente pe gratis, iar noi, toți cei care am primit atunci apartamente, a trebuit să le procurăm și de la niște prețuri foarte micuțe. Dacă vă interesează, chiar voi publica cât costau aceste apartamente, s-au cumpărat la prețuri de nimic, dar au fost cumpărate deja în perioada de independență și pot să vă dau și pe ani când au fost procurate. În anul 2005, deja un apartament nou finisat în municipiul Chișinău trebuia să plătești 43 de salarii. În anul 2020, un apartament nou, fiți atenți, ați văzut acolo apartamente în mediu, de aici vorbim de apartament nou finisat, 11 salarii, ceea ce este aproximativ comparabil cu perioada din timpul Uniunii Sovietice, adică noi după 20 de ani, 30 de ani de independență am ajuns să avem acces la apartamente aproximativ același care îl avea un cetățean din timpul Uniunii Sovietice. Și în acest an, după cum am spus, printr-o prima dată la noi s-a înrăutățit situația, în sensul că în apartament în prezent nou în municipiul Chișinău deja trebuie să lucrezi 14 ani ca să-l poți procura. După cum am spus, ceea ce mișcă piața imobiliară în sus este faptul că oamenii au venituri mai mari, salariul a trecut de 5.000 de euro, salariul mediu anual, plus oamenii primesc bani de peste hotar și trei, este un instrument financiar care pur și simplu era imposibil de imaginat acum 10 ani urmă. Eu, ca să vă fiu foarte clar, am dat cu cât crește portofoliul de credite imobiliare timp de o lună de zile mediu. Dacă ne uităm atent, în acest an, în mediu acest portofoliu de credite imobiliare, deci crește lunar cu 281 de milioane de lei. Deci în fiecare lună cetățenii noștri se împrumută cu 281 de milioane de lei pentru procurarea de apartamente. Ca să vă fie clar, recordul absolut s-a început, de fapt, 2018, 2019, 2020. În 2019, când am avut cel mai mult înainte de pandemie, a fost 191 de milioane sau acum este cu 50% mai mult. Uitați-vă, din 2000 până în 2017, din 2005 până în 2017, în mediu se dădeau practic nimic. Deci, în prezent, volumul de credite care le ia cetățeanul nostru pentru a procura un apartament sunt de aproape 20 de ori mai mari decât a fost tradițional până în 2017. Deci avem pur și simplu o explozie. Drept rezultat, uitați-vă ultimul grafic și cu aici vom finaliza, dacă până în anul 2017 portofoliul total de credite din sectorul bancar pentru procurarea unui apartament sau pentru reparația lui era, credit imobiliar era 2,6 miliarde de lei, uitați-vă cum a crescut practic nesemnificativ până în 2017, atunci din 2018 noi avem pur și simplu o explozie tot ce înseamnă împrumuturile imobiliare, iar în acest an, în primele două luni, noi am promutat mai mult decât în orice alt perioadă, orice an din istoria Republicii Moldova. Recordul a fost în 2019, când în timp de o an de zile 2,3 miliarde, iar acum în 9 luni avem deja 2,5 miliarde. Cred că până la sfârșitul anului, noi destul de relaxat ne apropiem de 3,5 miliarde lei. Concluzia este în felul următor. Piața imobiliară în Republica Moldova, după o stagnare continuă, în prezent are o a doua renaștere. Noi am mai vorbit în alte ediții și aici vreau să mai amintesc încă o dată, dar vom avea o ediție specială despre, nu, astăzi vorbim doar despre prețurile pe piața imobiliară, dar într-o ediție vom vorbi despre tranzacțiile pe piața imobiliară, doar aici vreau să vă reamintesc ce v-am mai spus. În prezent avem următoarea tendință. Majoritatea tranzacțiilor au loc în municipiul Chișinău. Aceasta trebuie să fie clar. De fapt, dacă luăm municipiul Chișinău,
el este unicul loc unde mai există viață. 80% din toate tranzacțiile imobiliare au loc în municipiul Chișinău. Oamenii, pur și simplu, în afara Chișinăului nu mai există viață. Avem ceva mici tranzacții în municipiul Bălți, iar dacă utilizăm noțiunea de conglomerat urban, care include municipiul Chișinău și cele patru orașe, raioane de reședință din jurul municipiului Chișinău, care formează așa numitul conglomerat urban al capitalii, vorbim Ialoveni, Strășeni, Criuleni și Anenii Noi, atunci vom vedea că toată viața economică se rotește în jurul acestui punct al Republicii Moldova, iar în restul spațiilor viață practic nu există. Din acest motiv noi și examinăm doar această piață, din acest motiv vorbim despre această piață și din acest motiv și de fiecare dată ne oprim doar la tot ce înseamnă tranzacțiile municipiului Chișinău. Deci prețurile apartamentele au crescut spre nemulțumirea multora, vor continua să crească. Unica situație care cred că este îmbucurătoare este faptul că ritmul de creștere cel mai probabil se va înceteni și doi, apartamentele de pe piața secundară sau apartamentele care nu sunt noi vor rămâne mult în urmă de preț și de aceea cetățenii cu venituri mai modeste vor avea o oportunitate să procure un apartament de mâna a doua. Evident, am dorit unul nou, dar cele de mâna a doua devin din ce în ce mai ieftine comparabile cu cele noi. Până asta am vrut să vă spun astăzi, până data viitoare când vom discuta alt subiect de interes major pentru economia noastră, societatea noastră. Încă o dată vă reamintesc că analizele economice este un proiect și un produs comun, indiz viitorul, privesc eu. Ne puteți urmări pe pagina oficială a instituției noastre sau privesc eu. Vă mulțumesc și până data viitoare!